Termenul limită de înscriere în competiție este 20 ianuarie. Pentru a avea drept de joc în campionatul de futsal, echipele trebuie să fie afiliate la Asociația Județeană de Fotbal Suceava, iar jucătorii trebuie să aibă viza anuală a JFP 2017. Jocurile se vor desfășura în sistem turneu pe zone geografice, urmând ca la începutul lunii martie să aibă loc turneul final în sala Liceului Sportiv din Suceava. Campionatul județean de futsal merge mai departe, este un bonus pentru echipele din județ, care au astfel ocazia să intre în formă în perspectiva sezonului de primăvară. Cred că primele trei ediții s-au bucurat de un real succes, competiția a devenit una de tradiție, iar în acest an mizăm din nou pe 20 de echipe participante. În primă fază vom organiza 4 turnee zonale cu câte 5 echipe, primele două clasate urmând să se califice la turneul final. Zilele viitoare vom anunța și sălile care vor găzdui turneele zonale, a precizat președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Antun. Meciurile se vor desfășura pe parcursul a două reprize de câte 20 de minute fiecare echipă participantă, urmând să fie formată dintr-un portar și 4 jucători de câmp. Primele trei ediții ale campionatului județean de futsal au fost câștigate de Bucovina Rădăuți, Viitorul Adâncata și Viitorul Liteni.